Bună seara, copii! Sunteți pregătiți de o nouă poveste de somn ușor? Ăla eu și eu! Atunci, haideți să începem! Cum să prinzi o stea? A fost odată un băiețel căruia îi plăceau foarte mult stelele. Păi și vouă vă plac, nu-i așa? Când te uiți pe geam la cerul înstelat înainte de culcare, parcă visezi mai frumos toată noaptea. Dar să revenim la băiețelul nostru. În fiecare seară, el privea stelele de la fereastra camerei lui și își dorea să aibă o stea numai a lui. El visa ca steaua să fie prietena lui. S-ar juca de-a vați ascunselea și s-ar plimba împreună. Poate chiar ar ieși la o pizza. Într-o bună zi, băiețelul s-a hotărât să încerce să prindă o stea. S-a gândit că cel mai bine ar fi să se trezească dis de dimineață, fiindcă atunci steaua lui ar fi obosită după ce a stat pe cer toată noaptea. Așa că a doua zi, cum a răsărit soarele, a pornit la drum. Dar n-a văzut nici o stea niciunde. S-a așezat jos pe nisip și a așteptat să apară una. Și a așteptat, și a așteptat. A mâncat de prânz sandvișul cu brânză pe care și-l adusese de acasă. Și a așteptat și după cină a mai așteptat puțin. Până la urmă, chiar înainte să apună soarele, a văzut o stea. Băiatul a încercat să sară în sus ca să o prindă. Hoppa! Hoppa! Dar n-a reușit să sară destul de sus. Atunci, cu mare grijă, s-a urcat în vârful celui mai înalt copac pe care l-a întâlnit. Dar tot n-a reușit să ajungă la stea. S-a gândit atunci să prindă steaua cu un lasou făcut din colacul de salvare de pe barca de la malul mării. Dar colacul era mult prea greu și n-a putut să-l care. S-a gândit el apoi că ar putea să zboare cu racheta lui spațială până la stea și să o ia. Dar racheta nu mai avea combustibil, fiindcă marțea trecută zburase cu ea până la lună. Ce-ar fi să convingă un pescăruș să-l ajute să zboare la cer și să ajungă la steaua lui? Dar singurul pescăruș pe care l-a găsit a întors capul și n-a vrut să-l ajute. Băiețelul nostru credea că niciodată nu va ajunge să prindă o stea. Dar chiar atunci a observat ceva ce plutea pe apă. Era cea mai frumoasă stea pe care o văzuse vreodată. O stea micuță, probabil căzuse de pe cer. A încercat să ia steaua din apă cu mâna, aplecându-se peste dig, dar n-a ajuns la ea. Și atunci a venit o idee. Valurile mării vor aduce steaua la mal. Așa că a fugit de pe dig și s-a dus direct pe plajă. Acolo a început să se plimbe și să aștepte. Se uita și aștepta. Și, bineînțeles, steaua a fost adusă de ape pe nisipul curat și auriu de pe plajă. Era o steluță de mare. Băiatul a luat-o de un colț și a dus-o acasă la culcare. A pus-o în stânga pe pernă, apoi el s-a băgat sub pătură și a întins brațele și picioarele. A căscat prelung. Și a dormit. Așa cum o să facem și noi acum,
Deci, somn ușor, vise frumoase, pline de stele.